Salutare și bine ați venit la un episod de gameplay. Acesta este Mad Max și este un joc post-apocaliptic survival, dar nu acel survival hardcore în care trebuie să supraviețuiești, să mănânci chestii ca în The Forest sau în alte jocuri. Sper că nu se aude foarte tare jocul. Am încercat să dau setările cât de bine. Și acesta va fi un video de prezentare a acestui joc. Să vedem dacă strânge niște like-uri, vom continua dacă nu mai rămâne doar acest video. Cred că mulți ați văzut filmul, deci știți cu ce se mănâncă. Eu sincer nu știu, n-am apucat să văd filmul din nefericire. Bun, dar după cum v-am și zis, este un post-apocaliptic, deci vă dați și voi seama despre ce este vorba. Și uite că deja, cred că am început acțiunea, deja suntem în grafica jocului, nu mai suntem în acea grafică și este o grafică chiar foarte, foarte bună. Și aici intrăm în Mad Max, aici avem setări și chestii. Sincer, n-am intrat, o să fac chestia asta cu voi pentru că am crezut că de acolo, bun, avem totul, cred că deja setat, hai să dăm New Game și dăm pe slotul 1 și dăm, ok, îi dăm Enter. Și haideți să începem, ok. Skip. Ah, am dat din greșeală skip, nu mi-am dat seama. Am crezut că trebuie să conduc sau ceva. Bun. Aici ne prezintă cine a făcut jocul și ce s-a întâmplat, cine. Wow. Bun, deci dacă ar vedea, nu știu, un om care zice că nu se uită la genul ăsta de filme și ar vedea trailerul de la film sau jocul, aici ne dă chestii despre, nu știu, pentru că cred că astea detaliile de la film. Producerea, cine a făcut filmul și chestii. Totul este că cred că tot s-a întâmplat în film. V-am spus, nu am văzut filmul, deci uitați ce bombă bine făcut. Cred că noi suntem asta, uitați ce pătrățele, ce bine suntem. Uite, cățel, suntem undeva în deșert. Asta știu și eu din film. Și dacă ai vedea, nu știu, gen pe ăștia de aici din film, zici că sunt niște de-aia sadici care vor să omoare toți, să facă nu știu ce. Dar totul este vorba de supraviețuire aici, fiind un totul fiind în post-apocaliptic, trebuie să supraviețuiești, totul e pentru tine, numai te gândești, sau pentru familia ta depinde, dar în momentul de față nu este doar pentru noi. Bun, am luat și o armă, e bine. Ce m-a făcut pe mine să fac un video de prezentare la acest loc este că, nu știu, m-a captivat așa, m-a uitat puțin, wow. Bun, și am intrat în minunata lumea Mad Max-ului, mă tot încurc. Se mișcă chiar foarte, foarte bine, grafica este una foarte bună. Apăs 0 sau O sau ce? Păi cum scot arma aia? Find water. Ok, jocul se mișcă foarte, foarte bine, deci v-am spus ce am făcut. Oh, shit! Am murit deja! Ok, n-am făcut bine. Aici ne arată game over. Continue. Deci trebuie să găsim apă. Asta trebuie să facem prima dată. Nu cred că ați mai văzut vreun videoclip sau vreun gamer care să moară așa din prima într-un joc. N-am mai jucat, sincer. Jocul până acum este pentru prima oară când îl deschid. Și setările, am văzut că m-am uitat cu voi. Și se mișcă chiar foarte, foarte bine. Uitați-vă, nu avem pic de lag. Nu cred că avem... I need water. Ok, deci nu cred că soluția este pe lanțul ăla, deși așa am crezut. Așa ne răzdostogolim și chestii, dar... Văd că avem și un pistol. Hai să mergem aici în vârf, la cățelul ăsta. Use water. Bun, și ce apăsăm E. E lung, mă rog. Bun, și acum luăm, punem apă în plioscă și trebuie să mergem. Drink from the canteen. E4. Ok, deci cred că, nu știu exact comenzile cum sunt făcute, dar sper că nu o să fie genul ăla de joc care o să-mi trebuiască încă două rânduri de mâini în plus ca să pot să-l joc. Find the dog. Dog... Oh, fuck. O sau 0. Văd că virgulă. Cățelul, oh my god. Bă, ce la... Oh my god, ce urât e. Oh my god, zici că e ăla cocoșatul de la Notre Dame. Așa de urât e. Bun. Grafica încă o dată este uluitoare, chiar îmi place, se vede foarte bine. Sunt eu, e foarte bine cum se vede. Nici n-am setat să se vadă asta, cum îi spune, subtitrarea, dar văd că se a dat automat. O să mă uit și-o după aia în videoclip și o să mă uit dacă trebuie să dau volumul mai tare, dacă o să mai fie episoade cu Mad Max. Sunt un șofer. Ai dreptate, bun. Ce cred că o să vorbim cu ele, să dăm skip, să nu pierdem timpul.
Dar de acum, dacă e să facem video cu Mad Max, o să lăsăm să meargă astea micile videoclipuri, că așa e frumos, că așa trebuie să meargă un speak. Hai să vorbim cu el. Ok. Aici cred că o să încerce să-l vindece pe cățel. Nu știu de ce, dar am impresia că acest cățel o să fie cu noi tot restul jocului sau nu știu. Eu oricum o să vreau să continui să termin jocul ăsta, că mi se pare interesant și cu oblinul ăsta ce e el aici. Uitați ce mușchi are, se vede după brațe. Ăsta a fost ceva vreun om normal, dar s-a întâmplat ceva cu el și ne-a dat saving frumos. Mă, jocul până acum mi se pare genial și grafică și tot și nu știu dacă e open world. Asta nu știu. Find wire from Chams Buggy. Chams îl cheamă pe ăla. Ok, hai să vedem. Nu știu exact cum se folosește arma. Oh my god. Trebuie să luăm ăla, colectăm loot-ul și trebuie să ne întoarcem la... Ok, ne-am luat și gloanțe. Find wire to... Ah, nu, 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 nu. Trebuie să ne întoarcem aici. Trebuie să mergem spre acel punct verde care ne lată pe hartă. Și nu știu pe unde. Ai de pe aici. Ok. A, e. Ok. După cum am spus, sper că nu o să fie genul de joc care o să trească să mai am vreo două rânduri de mâini în plus. Oh my god. Cum folosesc? Trebuie să... Oh my god. Cum a fost asta? Deci de pe click dreapta, da? Mi se părea și mie normal să se întâmple așa. Nu putem să luăm nimica de la el. Deci pot să mă și bat cu ei, nu dacă ar fi, dar nu mai am gloanțe pe asta. Hai să vedem, trebuie să ne batem cu ei. Hai să vedem cum arătăm. Suntem foarte fashion. Hai să vedem, poate luăm pe ăla în cap. Press E. Oh, ok. Putem să ne și batem cu ei. Ok. Deci ne zice ce trebuie să facem. Aha, foarte ușor, văd. Click dreapta, click stânga. Apărăm click dreapta și după click stânga dăm, nu? A, ușor. Spre exemplu, comenzile de la Sleeping Dogs sunt foarte grele la bătaie. Nu știu dacă ați jucat vreodată, am jucat pe PlayStation. Joc pe PlayStation, mă rog. Și chestia că sunt chiar grele, adică... To heavy strike. Hai să-i dăm o bucată, mare bucată. Mamă, ce mare bucată i-am dat. Dacă ține mai mult așa timp, pumnul îi dă mare bucată, știți? Ok. Ce trebuie să facem? Oh my god, nu s-au dus toți. Shit, sper că nu mă mori. Pleacă-mă de aici. Mai vrei? Mai vrei mare bucăți de la mine? Ma, păi dacă îți dai o mare bucată, mori. Ok, collect wire. Nu știu exact ce trebuie să lune de la ăsta de aici, dar deja joc de nu știu de cât timp filmăm și mi se pare deja foarte... Return to wire to Cham. Deci te zicem ăla lui Cham. Să zicem cablul lui Cham ăla. Wire înseamnă cablu, nu-i așa știu. Pentru că wireless, fără cablu, știți? Știți ce zic? Ok. Bun. X-info. Și ce ne dă informații. Eliminate region. Ok. Deci acum am bătut cum ar fi o bandă sau ceva de genul, nu? Cred că ben sunt astea. Cam așa merge jocul. Și îmi place că suntem ceva într-o zonă deșertică. Ce e aia? Îmi dă să nu bag white. Wait. White. Bun, hai să o luăm pe aici, frumos. Asta vă aminte de ceva? Chestia asta strâmtare? Nu? No? Outlast, cumva? La aici ne urmăresc monștri și aici am putea să ne batem dacă ar fi monștri de aia, după cum ați văzut. Dar ideea e că văd că noi încă suntem pe viață foarte, foarte puțină. Ne-am întors la ceamul ăsta, care cred că omul ăsta a fost foarte normal. Uite, cablu, am fost deștept, cum a zis, cablu. Și acum să vedem pentru ce am adus noi lui tipul ăsta cablu. Ok. Hai să vedem ce facem cu cățelul ăsta. Cățelul ăsta nu știu, dar... Hai să ducem... Uite-l cum merge, parcă el ar fi câine, nu ăsta. Ok, este aici. Hai să-l urmăm pe tipul ăsta. Nu pot să fugă cățelul ăsta, cine știe câte chile are. Nu putem să schimbăm. Putem doar din third person să ne uităm. Din first person. Uite, ne lasă și urme foarte, foarte frumos. Nu știu exact încă dacă va fi open world, dar eu am parcă o presimțire. Și bineînțeles avem mașini din acestea, ca în Mad Max, aceste mașini foarte, foarte interesante. Cine conduce? Ok, hai să vedem, te spune cățelul acolo în spate, nu? De pe E, probabil. A, Easy Dog, îl băgăm în cușcă acolo.
Easy dog, easy. Și cine conduce mașina? A, R. To enter. Ok, încă trebuie să mă obișnuiesc. Și de pe W... A, normal. Să și tragem din mașină. Wow, ce suspensie au mașinile astea cum virează, uitați-vă, deci trage parcă se lasă cu totul mașina, mamă. Deci aici șmecherile mele de condus din alte jocuri nu prea merg. Deci dacă știi, dacă ești șofer foarte bun în FSA, aici nu prea merge, pentru că mașina mă ia total diferit. Hai să vă zic o fază foarte amuzantă, mă jucam în FSA, știi, și după aia m-am jucat Euro Truck și eu obișnuit din FSA cu driftul și chestii, mă duceam cu, în Euro Truck pe tirul ca, mamă, parcă aș fi avut Mustang eu. Bun, și am ajuns aici. Să vedem, cred că asta e una din bazele lui Cham ăsta, habar nu am. Hai să luăm cățelul de acolo, din spate. Unde e cățelul? Follow Cham, ok. Mamă, dar tot tip aici așa de dezastru. Bine, post-apocaliptic, înțeleg, dar... Pe unde, pe unde? Trebuie să stăm aici sus, nu? Și ce face? Stăm? Avem și sniper sau ce? AVP, mă rog, CS, da. Am șmecherit. Bun. Ceam ăsta văd că deja a început să se împrietenească cu noi sau noi am început să ne împrietenim cu Ceam, deci cred că o să ne împrietenim mult mai mult cu Ceam. Cred că o să fim de acum buni prieteni și cred că o să facem o echipă împreună cu acel cățel. Deci cred că trebuie să ajungem în bază și trebuie să luăm ceva de acolo, de la ăștia, că nu cred că ar fi aia baza lui Ceam, dar trebuie să aibă tăiat ceva pentru cățel, probabil. Hai să vedem. Ok, eu nu înțeleg dacă ăla mie îmi dă lag la videouri sau e de la videoclip așa. Hai să dăm skip să vedem. Dacă e ceva să fie de la grafică, story mission complete. Ok, dăm pe E și acum binoclu 1 și ne uităm acolo, trebuie să ajungem noi. Ok, hai să vedem. Putem să-mi punem pauză de pe S, că nu cred că e ceva care n-am ști. Și deja am început să știu controlul R într-o mașină, E facem activ, interacționăm cu chestii. Oh, shit! Cum se ține Ceam acolo? O, tată, că sunt șofer profesionist pe autocar. E, lași. Deci ajungem aici. Văd că viața mea nu s-a dat restore la max. Nu s-a dat restore la max în tipul. Bun, și am ajuns în această șmecherie. Nu știu, dar cred că asta o să fie baza noastră sau ceva de genul. Că văd că e liniște și e foarte, foarte bine. Este hideout, este exact ca în... E hide, ne ascundem, da, ceva de genul. Este exact ca în FSA. Și în FSA ai chestia aia hideout, să te ascunzi. Și cred că aici ne vom petrece noi timpul în Mad Max. Mamă, dar grafica asta e genială, rău de tot. E, to start mission. Ok, start mission. Hai să vedem unde duce Ceam. Și nu uitați, dacă vă place acest joc, apăsați butonul de like și nu mai face episoade. Ia uite, Ceam, ia uite, pam, pam, pam. Păi zi, dați-vă mă la o parte, că este periculos, nu? Dacă dă Ceam o mare bucată, te duci. Îmi place cum zice, controlul la lovituri. Dacă țin mai mult click apăsat, vine o lovitură mai puternică. Dacă apăs așa din scurt, dă doar lovituri de alea așa mai ușoare. Dar genul două lovituri de astea ușoare face cât una de aia, pentru că îi sare sângele rău de tot. Bun, cam dat atâta cu bătaia, am mai venit la mașină. Mă, dar eu nu știu dacă e din cauza la... Skydim Skip. Nu știu dacă e din cauza la... Din cauza mea, nu cred că din cauza calculatorului, settings. Ce ar putea să fie din cauza graficii, că eu nu înțeleg. Anti-stropping, e anti-aliasing, are anti-aliasing-ul dat. A, ok, auto-detect, cum vreau, cum dau să... Bun, sper că nu mi s-a dezactivat anti-aliasing-ul. Ascultați-mă, anti-aliasing-ul ăla, poți să ai un PC forță, că tot îți face PC-ul praf. Anti-aliasing, dezactivez. Revert, nu. Auto... Bun, gata. Atât, nu? Sper că mi s-a salvat. Hai să vedem. Ne întoarcem înapoi în setări. Dăm pe grafică înapoi. Anti-aliasing off. De la anti-aliasing-ul ăla e chestia că se strică grafica. Asta e ideea. Plus aici trebuie să ai un PC foarte, foarte forță ca să poți Ok, mapă sau ceva. Uite cum stă asta acolo în spate. Vreau să văd mapă. Max. BIOS. Nu putem să vedem apă și chestii. Unde trebuie să ajungem noi mai exact? O, bun, drive to... A, uite, mi-a arătat aici drumul. Bun, hai să vedem. A, mapă, apăsăm pe tab. Ok, drăguț, așa. Ia, cât de mare mapa asta? Oh my god, ce mare e. Oh my god, asta e toată mapa? Dar nu cred. Cred că e mai mare. Dar oricum e destul de mărișoară. E cam GTA 5, nu știu să zic așa. Hopa!
Parcă se contează mai bine, dar britanii sunteți, bă, frate, cu volan pe dreapta, o să intrăm în boscheți. Am intrat în boscheți. Uite, mamă! N-avem nici benzină, să nu zic că, mamă, dar bun ești, mă, frate. Plecăm la drum să omorâm pe unii și n-avem benzină, foarte drăguț. Bun. Nu știu, deșertul ăsta mi-aduce aminte de Fast and Furious 7. Bun, cred că o să pun pauză aici. Cam atât a fost și cu acest episod de prezentare la Mad Max. Nu uitați dacă v-a plăcut să apăsați butonul de like și noi ne vedem la videoclipul următor. Pa, pa!